Din 2000 până în acest moment, orice greșeală face un manager român, e românism. Nu mai sunt, am scăpat de temerile omicidilor comuniste, dar orice se întâmplă prost într-o organizație e din cauza românilor. Și el este numit românism. În formă din asta de cinism, de schizofrenie, pentru că este român, dar nu vrea să fie român. Trăim într-o continuă neîncredere pentru tot ce înseamnă produs românesc, de la manager român până la un produs românesc. Sperăm, cu ocazia acestei fundații și prin munca pe care o facem, să reușim să armonizăm aceste diferențe și să acceptăm faptul că și noi putem să facem lucruri. Există sute și mii de asemenea oameni care nu apar și care nu au un cuvânt de spus, deși ei creează o plusvaloare foarte mare. Cred că oamenii trebuie sprijiniți pentru a conștientiza care este puterea lor și că o țară este constituită din acțiunile, picătura ale indivizilor, care lucrează coerent și conștient către un scop comun. Am încredere că această invitație de a da putere și curaj antreprenorilor de a se constitui într-o voce coerentă care să fie auzită, să ducă la o transformare necesară a țării. Eu cred că oamenii se împart în trei. Cei care fac ca lucrurile se întâmple, cei care se uită cum se întâmplă lucrurile și cei care se întreabă ce se întâmplă. Și după cum ați văzut, ultimele două categorii reprezintă majoritatea, 86%. O societate nu poate fi transformată sau făcută mai justă, mai sustenabilă, mai fericită prin acte dramatice de eroism, ci prin, nu știu, sute de mii, milioane de decizii de bun simț, care sunt bazate doar pe două lucruri. Pe responsabilitate și pe, hai să zic așa, oarecare imaginație a consecinței.